Abonamentele pentru călătorie cu transportul public vor fi procurate la oficiile poștale din capitală și suburbii. Un contract de distribuire și comercializare a abonamentelor a fost semnat de către regia Transport Electric Chișinău și întreprinderea de stat Poșta Moldovei. Potrivit primăriei capitale de la oficiile poștale vor putea fi procurate abonamentele pentru toate categoriile de călători. Totodată, persoanele pot cumpăra abonamentele la punctele de vânzare din rețeaua Moltpressa, la parcurile de troleibuze și autobuse. Noile abonamente pentru o călătorie cu troleibuzul și autobuzul sunt comercializate începând cu 25 iunie curent. În această perioadă au fost vândute circa 47.000 de abonamente. Cele mai solicitate sunt abonamentele de călătorie pentru o perioadă de 6 luni, o lună, urmate de cele de 3 luni.